Cine este Robii, noul concurent din sezonul 3 al emisiunii Casa Iubirii? Acesta își dorește ca viitoarea sa iubită să fie spirit, fără să-l facă să se simtă stânjenit în vreun fel. Cu ochii plini de speranță și dorința de a-și găsi partenera perfectă, Robi intră în Casa Iubirii, sezonul 3. Robi, tânărul agent imobiliar de 27 de ani, aduce entuziasmul său în căutarea dragostei, intrând hotărât în competiția de la Casa Iubirii sezonul 3 al emisiunii Casa Iubirii se anunță a fi o continuare fascinantă a căutării dragostei și a relațiilor autentice, iar unul dintre cei care vor aduce prospețime și speranță este Robi, un tânăr agent imobiliar de 27 de ani din București. Robi, un profesionist în lumea imobiliară, aduce cu el nu doar experiența în vânzări, ci și dorința sinceră de a găsi dragostea adevărată. La vârsta de 27 de ani, el se prezintă ca un bărbat ambițios și deschis la noi experiențe. Așteptările lui sunt clare și conturate. Își dorește o parteneră spirit, matură și capabilă să-l ghideze, fără să-l facă să se simtă stânjenit în vreun fel. Cu o abordare deschisă și inima plină de speranță, Robbie se aventurează în show-ul Casa Iubirii, cu gândul de a găsi persoana potrivită. Emisiunea, moderată de Andreea Mantea, este un reality show matrimonial care adună 10 concurenți într-o casă destinată căutării dragostei. În fiecare săptămână, aceștia sunt supuși diferitelor provocări și teste menite să pună la încercare relațiile lor în devenire. Desigur, sezonul 3 nu va face excepție, promițând momente intense și emoționante.